Multă vreme, chiar după 1990, numele acestui vrednic slujitor al altarului nu a fost cunoscut și ca atare nu a fost prins în niciunul dintre catalogele sau dicționarele dedicate represiunii comuniste. A venit momentul când era necesar întocmirea unui lister de martiri. Și așa a fost redescoperit părintele Lungu Constantin, care s-a născut în anul 1892 în comuna Dobritor, dependent în momentul de față de comuna Moțoței, deci în sudul județului Dolj, și care a urmat seminarul teologic Metropolitul Lifon din București, unul dintre cele mai prestigioase instituții teologice, și apoi a devenit preot al parohiei din Sfânta Cruce Dolj, nu departe de localitatea natală. El a urmat și cursurile Academiei Regale de Muzică Bisericească, fiind cunoscut pentru compozițiile sale și mai ales pentru realizările sale în acest domeniu atât de pretențios. A înființat în 1925 un cămin cultural afiliat fundațiilor regale, pe care l-a condus până în anul 1948, contribuind la ridicarea unor învățători, ofițeri și funcționari din rândul sătenilor. În perioada interpedică a luptat pentru drepturile enoriașilor săi și ale altora, având o poziție deosebit de importantă în realizarea idealilor de salvare a celor care au supus unor anumite opresiuni, fiind un adevărat lider de opinie. De aceea, după instalarea regimului comunist, părintele era sub directa urmărire a securității. Direcția generală a regiunii Craiova e suspectat de sabotaj prin unii membri locale PMR, care nu vedeau cu ei bună activitate așa. În acest document, spre exemplu, din 17 decembrie 1950, se spune cum părintele Constantin Lungu a primit 3 liste pentru apelul luptei pentru pace, stabilate penal de la Olga Șianu, de la Comitetul Profesorul Comunal, în ziua de 28-29 aprilie 1950, ca să meargă să le semneze cetățenii ce asistau la slujba religioasă, înțelegându-se în 3, ca, după ce listele vor fi semnate, preotul Lungu să le predea Comitetului Profesorul. După ce au obținut semnături pentru 2 liste, de aceea părintele a folosit-o pentru diferite calcule bănești, fără să dea vreo importanță, după care a rupt-o. În finalul adesei se spunea că prin ruperea listei pentru pace, părintele Lungu nu a intenționat o acțiune ostilă împotriva semnăturilor pentru pace, întrucât această listă pe care a rupt-o nici nu era semnată, ci era vorba numai de o negligență față de aceste lucruri. Evident că părintele a fost urmărit și s-a făcut un dosar voluminos personal. Când mai târziu, la 19 iulie 1952, părintele era internat la penitenciarul Craiova, de unde, în conformitate cu ordinul Direcției Securității Statului, pe 23 iulie era trimis pentru cercetări la Securitatea din București. Aici ar urma să fie anchetat, după cum reiese din procesul verbal de interogatoriu din 4 august 1952, în legătură cu activitatea și detențiile sale. Ulterior, părintele Constantin Lungu a fost încadrat într-o unitate de muncă conform deciziei Ministerului Securității Statului pentru 24 de luni și în cele din urmă avea să ajungă la canal. Însă regimul de exterminare avea să-l doboare la Valea Neagră. La 24 decembrie 1952, ore 11:30, înainte cu puțin de Crăciun. Citez în acest sens diagnosticul dat de către medicii de atunci, distrofii grave, colaps cardiovascular. Am încheiat și citatul, care arată opresiunea și bătăile care fusese supus. De altfel, s-a dosit și există certificatul de deces din 13 noiembrie 1953, în care rezultă că ar fi decedat de-a doilea unui TBC generalizat. Soția sa, Ștefania Lungu, a aflat aproape 2 ani mai târziu de decesul soțului său și nu a beneficiat de nicio pensie măcar de urmași, așa cum avea drept îndelungata sa căsătorie. Și acum, nepoții părintelui Lungu caută și nu-l găsesc mormântul lui. Face parte din acei martiri care am pomenit mai înainte, care nu au măcar un mormânt la care se poate fi aprins o lumânare. Jertfa sa, fiind și constituie un mormânt,